i-am adunat ieri, eu nici nu știam cu ce întrebare i-am adunat. În jumătate de oră dumneavoastră m-ați spus în fața întrebării date. Cum eu puteam singur să iau decizii singur, fără fracțiune? Este punct acolo, cu independentul cere și el. Eu am cerut în Comisia Grafă. Veți la vot, nu trec, nu trec, nu-s probleme. Trec ei, trec ei, lor le s-o dată pe regulament. Șase! Păi nu e să fie asta, mai bomul, mai cu atâta bani, cu atâta. Ați făcut panică la alegerea viceprimarului. Voi că și-o dată în cetățe ați făcut pe atâta. La alegerea viceprimarului, n-ați făcut. La drumul în cetățe, stăteți bani. Dar mi-am vrut să deci cum este voi să-i vorbim. Domnul, noi dacă v-am propus și vă propunem, cum îți propune și nouă, 6 membri, noi încălcăm legea. Păi fracțiunea stabilește trei membri. Dar nu două fracțiuni o scoteță, așa cum propune el și el. Și nici eu ce-o prezentat de cu ce el îi trebuie. Fracțiunea stabilește în nominal. Și încă una, eu ce scuze, eu am vrut domnul meu. Ionaș, locul ăsta, el o trebuie domnul rog, domnul Ionaș. Asta doar nu față. Domnul Grigore, lasă-mi să mai dau ce. Fracțiunea stabilește nominal. Adică numărul, cine mă înaintează? Dar numărul de membri. În fiecare comisie, cine stabilește? Consiliul votează la urmă. Păi, domnul Grigore, dacă nu vă semnați, și nu vă semnați, dumneavoastră vă puneți 3, dar dumneavoastră, dacă vă puneți 3, dar nu merge. Eu propun următorul ceva care l-am întărit. Care îl propun, nu l-am întărit. Eu propun să trecem la următoarea comisie, să o constituim și următoarea comisie, văd că dincolo nu o să fie probleme. Și o să revenim de urmă la... Domnul consilier, că dacă să respectați ce cere domnul ăsta, trebuie să-l dați o altă comisie. Doar să vorbești să fie numărul de consilieri în comisie în întregime. Procedul care se discutine lor. Dacă ați scoateți de aici, trebuie să-l treceți la altă comisie. Păi foarte bine. Nu puteți să treceți într-o comisie altă. Păi foarte corect. Dacă propunem lor două locuri la comisie pentru administrare și drept, nu se sprijinește drepturile și domnule, prețele poporului. Ce nu m-au întrebat pentru 10 minute pentru tot? 10 minute! 10 minute! Lăsați pe tot sunt în dați cu domnule. Domnule Jumetron, cine este întrebările de 10 minute? Eu am o declarație înainte de întrebările. Da. Da, domnule. Să vă asociere râsul de coate de astăzi. Nu mai sunt candidat independent, dar adier la fracțiunea prevedere. Ca să fie învățarea egală la toate comisiile, de la fel de... Da, asta nu se pune în ordine de zi. Să declarați că asta. Oricum, felicitați. Așa este. 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 Atunci, dar o să mai vin declarații și nu spunească în altă formațiune și să vă vină la mea. Ce să mai vin declarații așa ce? Atunci o să fie și alte declarații. A fost propunerea ca să luăm o pauză de 10 minute pentru a consulta întrebarea cu comisiile. Dacă peste 10 minute nu se ajunge nici la un consens,
Păi atunci închidem ședința de... Adică punem la urmă să închidem ședința. Cine este pentru aceea să luăm pauză de 10 minute?